Liga studenților din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații de la Universitatea Politehnică Timișoara a organizat prima întâlnire dintre membrii ligii și potențialii viitori membri de ligă. Întâlnirea are scopul de a recruta cât mai mulți membri care pe viitor să ajute la acțiunile organizate de studenți. În prezent, liga are 70 de membri, iar după calculele celor din conducere, numărul acestora s-ar putea dubla până la sfârșitul lunii octombrie. Suntem la Liga Studenților din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații. Prima întâlnire din anul universitar 2014-2015, prima interacțiune între ligă și studenți. Despre ce este vorba în întâlnirea din această seară? Da, este fapt a doua întâlnire. Prima întâlnire am avut-o direct la prezentarea facultății, la deschiderea de an, unde am fost invitați noi, liga, de către facultate, să le vorbim studenților în cadrul deschiderii. Tot atunci ne-am promovat, am promovat și evenimentul, iar acum vrem să le prezentăm un pic mai pe larg despre ceea ce este vorba, ce facem noi ca ligă, ce oportunități au ei de dezvoltare, ce proiecte facem noi, exact cum le reprezentăm noi drepturile și interesele și, nu în ultimul rând, cum pot ei să ne ajute, pentru că noi existăm datorită lor, datorită studenților și voluntarilor. Cât studenți preconizez că vor veni în această seară la întâlnirea dintre ligă și studenți? Păi sper să fie undeva peste 150 de studenți și m-am uitat afară și sunt. Mizați pe prezența bobocilor în mare parte? Da, pe prezența bobocilor, dar am popularizat și pe celelalte grupuri de ani, pe grupurile mai mari, pentru că sunt studenți și de anul 2-3 care au luat un an, să zicem, de pauză din voluntariat sau nu au început deloc, dar și-au văzut colegii implicați, realizând diferite activități sau luând parte la traininguri și au zis că acum vor și ei să vină să se implice. Câți membri are Liga Studenților la ora actuală? Membri activi? Da, chiar aseară am făcut lista membrilor activi. Avem un efectiv după pauza de vară de 63 de membri activi, membri cu drept de vot și mai avem și membri care nu sunt activi. Ajungem undeva pe la 90-100 de membri. După întâlnirea din această seară, săptămânile viitoare vor fi înscrieri în ligă. Cel mai probabil, câți studenți preconizezi că vor fi în ligă la sfârșitul lunii octombrie, să zicem? Chiar din seara asta încep înscrierile, avem adeziunile, am printat adeziunile, de săptămâna viitoare vor începe efectiv interviurile. Sperăm ca undeva la jumătate din cei prezenți, am sperat ca toți cei prezenți aici să vină să activeze în cadrul organizației, dacă nu măcar să ia contact și să nu participe neapărat proactiv, dar măcar să agreeze ideile organizației, să le răspândească în rândul celorlalți. Sperăm să avem undeva un efectiv de membri activi de 90-100 de persoane și ceilalți să avem cât mai mulți membri pentru a fi cât mai reprezentativ pentru studenții pe care îi reprezentăm. Aveți aproximativ 70 de membri activi. Dacă după întâlnirea asta din această seară vor mai veni încă 70, te-ai gândit la o sală unde veți ține ședințele? Da, păi avem deja o sală unde ținem acum ședințele și încăpem undeva la 90. Dacă vor mai veni încă 70, găsim alte săli. Are corp electro destul de multe săli. Asta sperăm să fie ultima problemă, locația sălilor. Noi să ne facem griji de voluntari și de numărul acestora. Să știm să-i ținem noi în priză cât mai bine, să fie interesați ca să vină în continuare. Ce le transmiți actualilor membri care și-au făcut treaba și în anul universitar ce s-a încheiat în luna iunie și viitorilor membri? În primul rând vreau să le mulțumesc pentru ceea ce au realizat în cadrul organizației. Datorită lor, organizația există în continuare și datorită lor sunt atât de mulți membri aici. Să continue la fel, să fie la fel de îndrăgiți, să pună osul la treabă și să motiveze la rândul lor și membrii noi să dezvoltăm proiectele în continuare.